Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi astăzi prezenți aici, la această întâlnire. Este o întâlnire dedicată un eveniment frumos care va avea loc în curând în orașul nostru, Festivalul de Arte. Festivalul de Arte care a fost la primul management al proiectului care a fost asigurat de firma Best Digital Service RL, din doamna Capostea este fața, doamna. Președintele festivalului este domnul profesor Horia Sabin Dragoi aici de față. Iar directorul artistic este doamna profesor dr. Diana Sponu Danilă aici de față. Alături de acest proiect am venit și noi, oarecum, la începutul anului, nu? Când ați făcut dumneavoastră solicitarea, noi, când spun noi, spunem administrația publică locală. Mi s-a părut interesant ceea ce fac domnii. Am alocat o sumă de bani la Comisia de Cultură a Consiliului Local și am încercat să ne implicăm pe cât am avut posibilitatea. Sigur că e loc de mai bine pentru viitor. Despre ce înseamnă acest festival de arte, ne vor povesti domnii organizatori aici de față. Eu aș mai spune că partenerii ai festivalului sunt Consiliul Local, Casa de Cultură Municipală de Bogza, Societatea Filarmonică din Câmpina, Centrul Național de Informatică Online Biserica din Câmpina, Biserica Catolică Sfântul Anton, Colegiul Național Nicolae Grigorescu, Clubul Copiilor, Școala Gimnazială Matei Basarab din Brebu și, desigur, organizatorul firma de Best Bridge Service RL București. Festivalul va începe pe perioada 3-13 și va avea loc între anul 3-13 iulie și se va desfășura la Câmpina și la Brebu, din câte am văzut. Și m-aș putea spune că din salva de probleme care au avut loc în perioada asta, din februarie până azi, nu? Am participat și din noiembrie, am trecut, da? Da. Ah, ok. Am participat și eu la două dintre ele, chiar la ultimul, care au luna trecută. Da. Vă pot spune că am fost extraordinar de încântat de ceea ce am văzut acolo, de artiștii care au venit, de spectacolele minunate. Din păcate, așa cum spuneam și la începutul intervenției aici, a fost lumea destul de puțină și cred că ar trebui să facem mai mult pe viitor. Aș fi vrut să fie mai mulți tineri, ceea ce cred că ar trebui să luăm în considerare pentru viitor și, bineînțeles, să facem o mai mare și mai bună promovare acestui eveniment. Aș da cuvântul organizatorilor să ne spună câteva cuvinte despre festivalul în sine și să începem cu dumneavoastră sau? Da, eu voi începe prin a face o scurtă prezentare. Festivalul de Arte se află de fapt la a doua ediție. Prima ediție putem să o numim însă o ediție pilot. Am avut numai muzică și arte plastice. De data aceasta am dorit să unim patru arte. Ca și concept, Festivalul de Arte își propune, în primul rând, să rupă barierele între arte, adică muzicienii să poată face și arte plastice, să poată face și ceva teatru sau să scrie, de aceea am oferit cursul de creație literară susținut de maestru Florin Dochia din Câmpina. Deci, ideea era de interdisciplinaritate, dar nu numai atât. Doream și dorim să oferim aceste cursuri de arte unui public foarte larg, începând cu copii și până la adulți, poate chiar oamenii în vârstă. Copiii care doresc să facă o carieră din respectiva artă, dar și adulți care doresc să iasă din barierele carierei lor și să
dobândească niște abilități pentru un hobby pe care îl au. Felicitări și, prin urmă, felicitări ca Andrei și știu foarte bine de ce spun lucrul ăsta, pentru că să știți că nu e ușor să lucrezi cu distința doamnă. Și când își pune ceva în cap, are grijă să te prindă în orice moment, fie că vrei, fie că nu vrei, și foarte bine face pentru că și-a pus în cap să realizeze un vis frumos, o idee interesantă din punct de vedere artistic și pedagogic, în opinia mea. Și de asemenea, multe mulțumiri comunității locale din Câmpina și, normal, începem cu primăria, Consiliul Local, Casa de Cultură Geobouza, unitățile școlare prezente aici, prin reprezentanți, parohii, toți cei care sunteți, ne sunteți și sperăm că ne veți fi și în continuare alături. Nu vreau să fac o rugată sau plin pe cineva, vă mulțumesc din suflet. Eu cred că această idee, acest festival de arte, care îmbracă sub această formă mai multe genuri de manifestări artistice și pedagogice, are un caracter unic în momentul de față în România și aș accepta acest lucru. De ce spun că are un caracter unic? Pentru că ideea cu seratele muzicale, serate care uneori au fost acompaniate, ca să spun așa, și de vernisaje, deci de artă plastică, ideea care i-a aparținut Campei, nu prea știu să se întâmple la cursuri de maestrie organizate. Asta este, poate reprezenta o parte a caracterului unic și destul de performant. Altă parte a alt aspect al unicității poate fi redat, așa cum v-a spus și Anca și cum v-a spus și domnul Frățilă, de faptul că ne-am gândit să colaborăm pe perioada de 10 zile aici cu mai multe genuri artistice, începând cu muzica seria, muzica cultă, trecând prin arte plastice, creație literară, teatru și terminând cu muzica ușoară, care, părerea mea de muzician, e că nu e deloc ușoară dacă e bine făcută.